În seara aceasta aș dori să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 17. E un text nu foarte lung, dar poate un pic mai lung, însă dumneavoastră sunteți crescuți toți în respect față de Cuvântul Domnului. Vă invit să vă ridicați pentru câteva momente. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 15, în continuare. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărăta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, și alții împreună cu ei. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul său. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiții noștri, în seara aceasta aș dori să transmit un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântarea lui Pavel în Areopag, sau cine este la mijloc. Cine este la mijloc? Dumneavoastră știți că Atena, cetatea Atena, a fost un leagăn al filozofiei, al democrației, dar și al idolatriei. Până la urmă, idolatria grecilor a fost împrumutată de romani cu mici amendamente și a supraviețuit destul de mult, fiind demolată, dărâmată, această credință, acest crez fals, probabil ați citit în copilărie legendele Olimpului, de creștinism, de credința într-un singur Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos. Astăzi Atena a rămas o atracție turistică, un loc plin de ruine și de locuri de nostalgie, dacă le putem numi așa, ale antichității.
Îl vedem pe Marele Apostol Pavel în mijlocul cetății Atena. Pavel merge la Atena împreună cu mai mulți însoțitori, însă atunci când vede câmpul mare de lucru, de activitate care se cerea acolo, i-a trimis înapoi și în vremea aceea călătoreau în grup ca să aducă pe Timotei și pe Sila, să vină cât mai curând la el. Și în vreme ce a așteptat întoarcerea lor, spune Biblia că fiind în mijlocul acestei cetăți, a vizitat-o. Sub o formă turistică la început, de vizitator, s-a uitat să vadă, să cerceteze stilul de viață al acestor oameni. Evenimentul acesta se petrece, cuvântarea lui în Areopag, în mijlocul celei de-a doua călătorii misionare. Și îl vedem pe omul lui Dumnezeu în mijlocul unei cetăți păgâne, așa cum noi astăzi suntem în mijlocul unei lumi lipsite de Dumnezeu, fără Dumnezeu. Unei lumi din ce în ce mai departe de adevăr, mai departe de Dumnezeul adevărat, mai departe de cuvântul lui Dumnezeu, mai departe de valorile morale care au asigurat până în ziua de azi supraviețuirea civilizației și a țărilor noastre, a Americii. Însă noi avem experiența istorică. Ori de câte ori o națiune, oricât de prosperă, oricât de puternică ar fi cultura ei, atunci când trece un prag nepermis de Dumnezeu în nelegiuire și în legiferarea lucrurilor care îl ofensează pe Dumnezeu. Eu am o expresie. Când îi bagă degetele în ochii lui Dumnezeu, să știți că există oameni care încearcă să-i bage degetele în ochii lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Pentru că oamenii n-au ce să-i facă lui Dumnezeu. De aceea, diavolul și cohortele lui luptă împotriva entităților care îi aparțin lui Dumnezeu, biserica și Israelul. Dacă ar putea să-i facă ceva lui Dumnezeu, s-ar duce și ar face, dar n-au cum. Și să știți că Dumnezeu nu stă nepăsător la această sfidare a lumii împotriva sa. Noi suntem în mijlocul unei asemenea lumi astăzi, să tragem un semnal de alarmă. Suntem puțini în mijlocul unei lumi numeroase. Suntem mici în mijlocul unei lumi ostile. Domnul Iisus Hristos a spus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Spuneam și cu altă ocazie zilele trecute că e un război între miei și lupi. Și am o veste interesantă pentru dumneavoastră. Să știți că nu câștigă lupii, câștigă miei. Jertfindu-se acolo pe altarul lui Dumnezeu, lupta este câștigată de miei, așa după cum la cruce n-a câștigat puterea romană și n-a câștigat împărăția întunericului, ci a câștigat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru că războiul pe care noi îl ducem este altfel. Bisericii nu i s-au dat săbii, nu i s-au dat sulițe, nu i s-au dat puști și tunuri și tancuri și bombe. Biserica lui Dumnezeu are arma cuvântului sfânt și Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie în numele Domnului. Astea sunt armele noastre în vremea de astăzi. Dar aflându-se în mijlocul acestei cetăți păcătoase, păgâne, idolatre, spune Biblia că Duhul lui Pavel este întărătat. Probabil o combinație între sângele lui de iudeu și spiritul lui de creștin. Acestea îl fac pe Pavel să fie deranjat profund de ceea ce a văzut în jurul lui. Dragii mei, una din marile probleme ale creștinismului de astăzi este că se simte prea confortabil, prea liniștit, se simte prea bine în mijlocul unei lumi păcătoase. Prea mult confort, prea bine ne merge, prea mulțumiți suntem.
În epistola lui Petru, în 2 Petru, capitolul 2, ni se vorbește despre doi oameni singuri în mijlocul unor lumi nelegiuite. Noe înainte de potop și Lot în Sodoma și Gomora. Și Dumnezeu îi vede pe amândoi neprihăniți și îi scapă, având în vedere că urma să pedepsească lumea antediluviană cu potopul și avea să pedepsească Sodoma și Gomora cu foc și pucioasă. Și interesant, niciunul, nici altul nu stau confortabil în mijlocul acelei lumi. Noe zidește o corabie, Lot își chinuie sufletul. Un adevărat creștin care trăiește în mijlocul unei lumi păcătoase trebuie să experimenteze această agonie a sufletului. Frații de la Credo TV sunt și prietenii mei și stăm de multe ori de vorbă. Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori le spunem și mai ne spunem unii altora: măi, nu ne slătea nouă bine liniștea și pace. Agonia ca în fiecare lună să ungi roțile unui mecanism care înghite foarte mult. Bătăi și dureri de cap. Dar un credincios își face singur de lucru, pentru că el are o chemare și o trimitere. Și primul lucru pe care îl face un credincios este ca Lot își chinuie sufletul. El are tot ce îi trebuie, dar nu poate să doarmă liniștit. În jurul lui toate merg bine și cu toate astea nu se simte confortabil. Lot nu era un oarecare în Sodoma. Putea la aproape de zidul cetății. Acolo erau cartierele oamenilor proeminenți. Și cu toate acestea, era neliniștit și era chinuit. Noe face un pas mai departe. Îmi pare rău că Lot doar și-a chinuit sufletul. Că nu-i suficient doar să ne chinuim sufletul. Creștinul adevărat are o viață de agonie, dar are și o viață de mărturie. Despre Lot ni se spune: neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi în mijlocul acelor nelegiuiți, dar Noe este numit un propovăduitor al neprihănirii. Este un alt pas radical care îți va aduce mai multe necazuri. Să știți că oamenii sunt foarte nemulțumiți atunci când un neprihănit este în mijlocul lor. Știți de ce? Dacă taci din gură și doar îți vezi de treabă și trăiești o viață curată în societatea de astăzi, vei fi atacat. Pentru că tu, prin prezența ta în mijlocul acestei lumi, ești condamnarea lui Dumnezeu pentru conștiința lor. Prin tine și prin stilul tău de viață curat și neprihănit, Dumnezeu osândește lumea. Dar aminte să te mai apuci să vorbești. Dragii mei, îndată ce Pavel rămâne singur în Atena, nu stă doar și așteaptă, este o așteptare activă, așa cum trebuie să fie și așteptarea noastră de Domnul Iisus Hristos, merge în sinagogă și în piață. Viața creștinului adevărat ar trebui să fie în sinagogă și în piață, în sinagogă și în piață, în biserică și în lume, în biserică și la locul de muncă, în biserică și la școală, în biserică și oriunde Dumnezeu îți dă în mâini pe cineva să-l evanghelizezi. Am venit către România din Statele Unite și în partea cealaltă de mine, că erau trei scaune, s-a așezat un tânăr. Foarte prietenos, grozav de prietenos. Și m-am uitat la el, locul dintre noi era liber, tot intrau în avion și nu se așeza nimeni acolo. Și el se uită la mine, zice: sper să nu se așeze nimeni între noi. Zic și eu: sper la fel. Dar dacă stau și mă gândesc bine, aș vrea să se așeze cineva între noi. Dar de ce? Zic că am doi prizonieri care nu pot să plece de lângă mine nici dacă vor. Sunteți și legați aici. S-a uitat speriat, m-a măsurat de sus până jos să vadă dacă nu-s cine știe ce.
Și l-a zâmbit, zice, dar cum așa? Păi zic, o să stai câteva ore lângă mine și o să vreau să-ți vorbesc de Dumnezeu. Că mi te-a dat în mâini și te-a și legat, ești prizonierul meu câteva ore. Și am numai unul, bine ar fi să am doi. Frați și surori, multe lucruri am aflat despre el. S-a deschis, mi-a povestit și i-am spus, zic, auzi, vreau să spun în primul rând că meseria ta este o meserie rea. În al doilea rând vreau să spun că, din câte mi-ai povestit, ești nemântuit. Și în al treilea rând vreau să spun că n-ai să mai ai liniște după ce te dai jos din avionul ăsta. Mâine și poi mâine și zilele următoare, să-ți aduci aminte, când o să-ți fie lumea mai dragă, când o să te duci să guști vinul ăla, că el lucra la o companie de testat băuturi alcoolice. De câte ori ai să îndrezi paharul spre buzele tale, adu-ți aminte că ți-am spus că faci un păcat și că te compromiți și că nu-L ai pe Dumnezeu și că ai nevoie de mântuire. Și de câteva ori o să zâmbești și pe urmă nu o să-ți mai aibă chef fața de zâmbet, o să se transforme în rânjet. Pentru că Dumnezeu iubește sufletul tău și vrea să te mântuiască. Dragii mei, când mă uit în urmă la anii vieții mele, cele mai mari ratări în viață sunt momentele în care n-am folosit oportunitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu, șansele pe care mi le-a dat să evangelizez pe cei de lângă mine. Mi-au murit vecini cu care n-am vorbit niciodată de Dumnezeu. M-am despărțit pentru totdeauna de colegi de servici pentru care nu mi-am făcut suficient timp. Asta este adevărata pagubă a unei vieți de creștin. Asta face din creștinism o credință irelevantă în societatea aceasta. Un creștin irelevant nu-și cunoaște credința și e irelevant. Nu-și trăiește credința și devine irelevant. Sau tace și nu își propovăduiește credința și este irelevant. Oamenii aceștia îi spun lui Pavel că e palavragiu. Palavragiu vine la palavre, când s-a tradus, e vorba de un om vorbăreț. Creștinul trebuie să fie un om vorbăreț, că avem despre ce vorbi. Să tacă nelegiuiții. Dar vedeți cât de gălăgioși sunt? Era o vreme când omul care trăia păcate în ascuns era așa puțin mai timid, se cam ferea. Trăim o vreme în care creștinii au ajuns să se ferească. Dragii mei, nu tăcând facem dreptate. În cartea prorocului Maleahi, vă rog să urmăriți, să lecturați cartea aceasta, dar cu atenție, și veți vedea că de la primul capitol oamenii vorbesc cu Dumnezeu și despre Dumnezeu și despre lucrurile sfinte și reclamă foarte multe nemulțumiri. Ei zic, masa Domnului este de desprețuit. Ei zic, ce mai risipă. Ei zic, degeaba ne rugăm că Dumnezeu ne ascultă. Ei zic. Era o vreme în care nelegiuirea avea gură mare. Și în ultimul capitol, cuvântul Domnului spune, atunci și cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit adesea unul cu altul. A venit vremea, frați și surori, să vorbim. A venit vremea să vorbim mai des. Și a venit vremea să vorbim despre lucruri demne de luare aminte. Pentru că acolo spune, când au vorbit ei, ce au vorbit ei a fost așa de semnificativ, a fost așa de sfânt, a fost așa de important, că însuși Dumnezeu și-a plecat urechea să asculte ce vorbesc ei. Tare mă tem că păcatul nostru nu este neapărat că nu vorbim, ci că nu vorbim ce trebuie și despre ce trebuie. Și acum Pavel ajunge în Areopag. Spuneam că Pavel, creștinul, este în mijlocul lumii, în mijlocul unei cetăți păgâne. Când Pavel ajunge în Areopag și pășește în mijlocul lor ca să-și țină predica, se întâmplă ceva extraordinar. Nimic nu mai este despre Pavel.
Pentru că Pavel spunea, noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Dintr-o dată, în mijlocul Atenei, nu mai este Pavel, în mijlocul Atenei este Dumnezeu. În mijlocul atenienilor apare Dumnezeu prin propovăduirea lui Pavel. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a așezat în mijlocul lumii este ca noi să-L aducem pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Nimeni nu-L poate aduce pe Dumnezeu în mijlocul unui colectiv de oameni, unei mulțimi de oameni, decât copiii lui Dumnezeu. Și acolo, în mijlocul areopagului, Pavel le vorbește despre nevoia de închinare. Știți care este problema omului? Singurul care îi dă o traiectorie, o orbită sănătoasă vieții umane, este Dumnezeu în centru. Când gravitezi în jurul lui Dumnezeu, când gândurile tale gravitează pe orbita aceasta a credinței în jurul lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt echilibrate și centrate în viața ta. Tu știi de unde vii, știi încotro mergi, știi care e destinul tău, știi care e chemarea ta în ceea ce privește Evanghelia, știi tot. Nimic nu mai este haotic. Totul este așezat și la locul lui. Problemele oamenilor vin atunci când gravitează azi în jurul unui lucru, mâine în jurul altuia, când sunt atrași pe orbite străine de Dumnezeu și de cuvântul Său, pe orbitele lumii acesteia. Astăzi îl interesează un fel de distracție, mâine alt fel de distracție, poi mâine are altă prioritate și pe urmă alta. Și uite, așa se scurge viața omului printre degete, fără nicio semnificație eternă, pentru că, dragii mei, știți ce contează în viața omului? Nu lucrurile temporare. Ori de câte ori vei avea în viața ta un scop care te duce spre eternitate, spre veșnicie, care ține cont de gândul veșniciei pe care l-a pus Dumnezeu în mintea ta, vei fi împlinit, mulțumit și vei avea pentru ce să trăiești. Pentru că lucrurile temporare trec și nu-ți aduc nicio satisfacție de durată, numai plăceri de o clipă. Ceea ce dă sens vieții tale este eternitatea și ce faci pentru eternitatea ta. Și Pavel le spune atenienilor, vă văd închinători. Există, ne-am născut și am fost creați, există în om această nevoie de a se închina. Centrul vieții fiecărui om este un gol atunci când se naște. Și destinul lui, valoarea lui, împlinirea lui, binele lui, depinde de ceea ce așezăm în acel gol. Pentru că va gravita toată viața în jurul acele esențe. Știți ce este golul acela? Cum este el caracterizat? Nevoia de închinare. Nevoia și impulsul uman de a fi închinător este așa de mare încât atunci când nu se închină Dumnezeului adevărat, ajunge să se închine la un șobolan sau la o vacă care merge pe stradă. Ați stat vreodată să vă gândiți de ce oameni inteligenți, printre ei sunt oameni intelectuali, care au studiat filozofiile, care au un pic de minte în cap. Dumneavoastră veți spune, noi în România nu ne-am fi închinat niciodată la un șobolan sau la o vacă, nu? Păi a venit sistemul comunist care vorbea despre ateismul materialist științific și spunea cam așa. Este o aberație să te închini lui Dumnezeu, noi nu suntem închinători. Astea sunt scursurile societății. Oamenii cei mai mici și mai inculți din societate mai au nevoie să se închine. Să te închini lui Dumnezeu în secolul acesta? Și dacă nu au vrut să se mai închine lui Dumnezeu, au început să cânte de dimineață până seara slavă partidului și au adus glorie și osanale unui cizmar. El, săracul, eu-l văd mai nevinovat decât pe restul oamenilor. Că și eu, dacă eram cizmar și vine cineva la mine și îmi zicea slavă ție, poate că îmi plăcea. Ce să-l trimis pe unul la departe dacă vine să se închine înaintea ta? Dar, dragii mei, atenție!
Închinarea e o necesitate de viață. Tu ai nevoie aceasta în tine. Și mai devreme sau mai târziu vei găsi un obiect al închinării. Dar toate aceste obiecte false ale închinării te duc pe traiectorii greșite și te vor nenoroci, îți vei risipi și îți vei irosi cei mai buni ani din viață. Și te vei trezi la un moment dat cu mâinile goale, fără nimic. În golul acesta care reprezintă nevoia de închinare trebuie așezat Dumnezeu și Pavel vorbește cu ei despre această nevoie de închinare. Haideți să privim câteva momente la mesajul lui Pavel despre Dumnezeu. Ca să le demonstreze că închinarea trebuie adresată doar lui Dumnezeu și Dumnezeului adevărat, mai întâi Pavel îl arată pe Dumnezeu în creație. Vă rog să observați de la versetele 24 la 29. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Scumpii mei, războiul între creație și evoluție. Evoluția, să știți că nu este știință, este doar o altă religie. Ai nevoie de mai mare credință să crezi în evoluție decât în creație. Cel care a creat lumea, acela merită închinare, pentru că el e proprietarul lumii. Cine a creat-o, e stăpânul ei. Dacă tu faci un lucru, construiești un obiect, e al tău că tu l-ai făcut. Ai drept de proprietate. Singurul care merită închinare e cel care ne-a creat. Și acum dumneavoastră vă spune, da, dar nu poți să explici multe lucruri. Sigur că nu poți să explic multe lucruri, că n-am fost acolo atunci. În al doilea rând, Dumnezeu e infinit și nelimitat și dacă eu aș înțelege toate lucrurile despre Dumnezeu și despre ce face Dumnezeu și cum e Dumnezeu, aș fi Dumnezeu și nu sunt. Dar ascultați-mă. Și ateul care nu crede în Dumnezeu are foarte multe explicații de dat. E adevărat că el mă întreabă, pe cum, Doamne, sunt șase zile să pocnească Dumnezeu din degete, să apară, să se facă toate? Nu-ți dai seama ce aberație e asta? Dar și lui se pune aceeași întrebare. Bine, atunci de unde venim și cum am apărut aici? Și să-l vedeți pe săracul savant când începe să povestească miliarde de ani, eu n-am fost acum 6.000 când a creat Dumnezeu lumea. El vorbește de parcă ar fi fost aici acum 4-5 miliarde de ani și încă mai mult. Și povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat acolo. Și hai să vă spun un lucru. De câte ori eu dau de câte o dificultate atunci când povestesc cum a fost creată lumea și îmi pun eu o întrebare încuietoare, eu am un răspuns simplu la toate. Păi, dacă Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu poate toate lucrurile, a putut să o facă și pe asta. Îl enervezi la un moment dat, pentru că de fiecare dată ai o soluție pentru toate semnele de întrebare, același răspuns. Bine, dar cum s-a întâmplat asta și cealaltă și de ce e așa și de ce e pe dincolo? Păi Dumnezeu. Dumnezeu este răspunsul pentru toate dificultățile, pentru toate lucrurile pe care nu le putem explica. Când îi vine rândul ateului și încep eu să-l întreb, răspunsul lui este întotdeauna, s-a mai întâmplat un accident. Încă un accident. Dumnezeu ateului este accidentul. Este întâmplarea. Este explozia. S-a mai întâmplat o explozie și a apărut ceva și mai frumos, și mai estetic, și mai interesant. Dragii mei, nu vă supărați. Eu cred ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să insult pe nimeni. Suntem văzuți și de alți oameni. Nu eu spun asta, Biblia zice. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu atunci când pronunță acest epitet, niciodată nu vrea să insulte pe cineva, ci vorbește despre o defecțiune de rațiune pe care păcatul a produs-o în viața omului. Omul devine irațional de dragul păcatului. Pavel îl aduce pe Dumnezeu în creație și ne spune, el e creatorul tuturor lucrurilor,
ca să dovedească faptul că ei nu trebuie să se închine la idol de piatră, de aur, de lemn, care nu se mișcă, care n-au putere, care nu sunt nimic. Și se duce la Dumnezeul necunoscut, în dorința lor de nu cumva să lase vreun Dumnezeu la care să nu-i plătească tributul, au spus, dacă a rămas vreunul și nu știm de el, că erau mulți, îi facem și lui un altar. Și spune, vedeți, voi vă închinați la ce nu cunoaște. Știți de ce? Pentru că ajungi la capătul căutării în viața aceasta doar atunci când îl găsești pe Dumnezeul adevărat. Dragii mei, poți să descoperi 1000 de Dumnezei, vei mai căuta încă unul. Până nu dai de Dumnezeu, Creatorul Universului, îți vor trebui 1000 și tot nu vei avea destui. Am auzit că în India sunt de ordinul milioanelor, nu știu dacă e adevărat, dar așa am auzit. Păi la ce le trebuie 1 milion de Dumnezei? Știți de ce? Pentru că de câte ori găsesc unul, nu-i destul, le mai trebuie încă unul și încă unul. Căutarea ta, bâșbâielile tale se vor termina doar la picioarele crucii, atunci când vei găsi pe Iisus Hristos, pe Dumnezeul adevărat creator al Universului. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu le vorbește nu numai despre Dumnezeu în creație, ci Dumnezeu în grație. Și le spune așa, în versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Păi ce aduce pocăința în viața ta? Harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeul acesta, nu numai că a creat Universul, dar atunci când a văzut ființa umană căzută, l-a durut. Este o pildă reală în Scripturi despre împăratul Solomon care trebuia să facă o judecată între două femei, amândouă mame. Copilul uneia a murit, al celelalte trăia. Și acum ambele mame revendicau același copil și amândouă spuneau despre copil că el este al ei. Și Solomon a spus, luați o sabie și tăiați copilul în două și dați jumate la fiecare. Și Biblia spune că la mama adevărată i s-a rupt inima și a zis, mai bine dați-l ei. Dragii mei, când omenirea a alunecat adânc în păcat și în nenorocire, ce greșit este ca oamenii să se uite la Dumnezeu când vine un cutremur, când vine o nenorocire, când vine un terorist, când se întâmplă nenorocire, lumea asta tot se întreabă, unde e Dumnezeu ăla bun, unde este? Păi, dragii mei, dacă ne făcea roboți, vă garantam că funcționam perfect ca o fabrică. Dar Dumnezeu ne-a creat cu voință. Și toate lucrurile rele din lumea asta nu le face Dumnezeu, le facem noi. Povesteam odată la evanghelizare că mama nu mă lăsa să mă duc în tabără. Nu mă lăsa niciodată vara să plec nicăieri, că zicea că sunt zbordalnic și mă julez, mă lovesc și vin lovit acasă, bandajat. Și atâta m-am rugat de ea într-o vară și m-am milogit că în cele din urmă a cedat și m-a lăsat. Dar mi-a făcut un instructaj, ai grijă să nu te duci, să nu faci, să nu drești, să nu... Și m-am dus. Foarte fericit am ajuns la bazinul de înot. Era apa mică, era ciment jos, dar eu i-am văzut pe alții că săr, am sărit și eu. Și mi-am julit toată burta. M-au dus acasă bandajat și acum în timp ce mama mă doftoricea și mă căina și eu plângeam de durere, îmi zicea, vezi mă, de ce nu te las? Vezi mă, uite, m-ai venit lovit, exact cum ți-am zis. Dar eu printre lacrimi zic, păi de ce m-ai lăsat? Nu vă spun ce am pățit după aia, că dintr-o dată julitura a fost mai mare și mai dureroasă. Nu e așa că de multe ori așa procedăm și noi, ca niște copii cu Dumnezeu. Ne-a dat minte, ne-a dat rațiune, ne-a dat sentimente, ne-a dat resorturi lăuntrice ca să ne protejeze de rău și de moarte.
ne-a dat conștiință și moralitate să nu facem lucruri care ne dăunează și ne distrug. Și după ce facem prostiile, ne uităm la Dumnezeu și spunem, de ce? De aia, pentru că nu te-a făcut păpușă, pentru că nu te-a făcut robot, pentru că te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dar când te-ai nenorocit, când omenirea s-a nenorocit, a cui inima a fost frântă de durere? Cine a plâns la căpătuiul miilor și milioanelor de oameni care se risipeau prin istorie și se pierdeau în eternitate? Pe cine l-a interesat să găsească o soluție pentru mântuirea noastră? Nu pe diavolul care a bătut din palme la fiecare pas al căderii noastre. Că știți ce spune Biblia? Că vine cu o furie foarte mare în curând, știe că mai are puțină vreme și vrea să nenorocească cât mai multe suflete. Ăsta-i scopul lui, ăsta-i scopul existenței lui. Știe că va arde în flăcări pentru totdeauna, dar vrea să ardă cu tine împreună. În iad n-o să fie demoni și drăcușori la cazanul cu smoală să te învârtă și să te chinuie pe tine acolo. Ei nu vor fi supraveghetori ai iadului, ei vor arde pentru eternitate, dar vor să ardă împreună cu tine, cu sufletul tău. Singurul care a plâns la căpătuiul omenirii nenorocite a fost Dumnezeu și a oferit harul său, grația sa, prin Fiul său care a venit să moară în locul nostru. Și acum, pentru că Dumnezeu ne iubește, ne și poruncește să ne pocăim. Dragii mei, noi vă rugăm frumos, că noi nu suntem stăpânii dumneavoastră, noi suntem creatorii dumneavoastră, dar am vrea să vă transmitem din partea lui Dumnezeu nu o rugăminte, ci o poruncă, o poruncă spre binele tău. Dacă tot o faci pe copilul și de fiecare dată când dai de belele și de necazuri în viață, te uiți la Dumnezeu ca un copil la un tată care n-a avut grijă suficient de el, lasă-l să te trateze acum ca pe un copil și să-ți poruncească, treci încoace, pune mâna și pocăiește-te, renunță la păcat, că e spre binele tău. Multe porunci ne-au dat părinții în viață și nu ne-au plăcut. Am să fiu recunoscător întotdeauna părinților mei, mai mult decât pentru pâinea care mi-au pus-o pe masă, mai mult decât pentru hainele cu care m-au îmbrăcat, mai mult decât pentru faptul că a stat toată noaptea la căpătuiul meu când am avut o simplă răceală și febră. Mama! Am să le mulțumesc întotdeauna pentru nuielele pe care mi le-au dat. De câte ori m-au tras de ureche și mi-au spus, stai în casă, acolo tu nu ai voie să te duci. Pentru toate poruncile și interdicțiile care mi-au așezat picioarele pe calea mântuirii, le mulțumesc și le sunt recunoscători. Tatăl tău și Creatorul tău, Dumnezeul tău, în seara aceasta, de dragul tău și spre binele tău, îți poruncește să te pocăiești. Dar, dragii mei, mesajul lui Pavel despre Dumnezeu nu are în vedere doar creația și nu doar grația, are în vedere și justiția lui Dumnezeu. Și spune așa, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, e vorba de Domnul Iisus Hristos înviat din morți. Scumpii mei, sunt foarte mulți oameni care nu mai cred în și nu mai predică despre judecată. Judecata, justiția lui Dumnezeu și iadul sunt la fel de reale ca dragostea lui Dumnezeu și raiul. Vreau să vă spun că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu nu s-au luat la ceartă niciodată, se înțeleg bine, mersi. Și colaborează pentru un singur scop, mântuirea sufletului tău. Dar dacă tu respingi mântuirea și oferta lui Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, care a murit și și-a dat viața pentru tine. Să mai fac o paranteză. Cineva m-a întrebat odată, și zici că Mesia Iisus Hristos a născut acum 2000 de ani în unde? În Palestina, în Ierusalim? Acolo, da. Și a trăit vreo 33 de ani și ceva, da. Și după 30 de ani a început să predice, da. Și a predicat 3 ani și jumătate, da. Și a făcut minuni, și a umblat prin Galileea, Iudeea, așa, da. Și pe urmă l-au luat și l-au răstignit, da.
Și pe urmă a murit? Da. Și asta e planul de mântuire? Da. Păi explică-mi și mie, de ce așa? De ce așa? De ce mă trimite prorocul la Iordan să mă scald de 7 ori? Eu cred că ar trebui altfel. Bine, primul și cel mai scurt răspuns care mi-a venit în minte, că așa sunt puțin mai aprins când aud o prostie, era să-i zic de aia. Dar pe urmă m-am înfrânat și am spus, măi, spune tu cum trebuia să se întâmple. Păi nu știu, ei inventează tu ceva. Mi-a zis el, păi ar fi trebuit, uite, așa, 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 așa. Zic, măi, omule, dacă Dumnezeu făcea așa, venea altul ca tine și întreba de ce așa și nu altfel. Că cel mai teribil joc care mă enerva când eram copil a fost cu portocalele. De ce 1 și nu 2, de ce 2 și nu 3, de ce 3 și nu 10? Și uite așa, la nesfârșit. Dacă Dumnezeu a ales să procedeze așa, a fost cea mai bună soluție pentru mântuirea oamenilor. Însă, odată ce harul lui Dumnezeu ți-a fost descoperit și oferta mântuirii ți-a fost dată, știi ce înseamnă să intri sub judecata divină? Ce este de fapt judecata divină? De ce iadul este etern și nu se mai termină niciodată? Păi, fiecare dintre noi suntem niște criminali după codul divin. Potrivit codului divin, dacă ai spus o minciună în viață, ești un criminal. Dacă ai avut un gând rău în viață, ești un criminal. Știți că Domnul Iisus Hristos a venit, și asta e avis și pentru credincioși, că aud cam multe voci împotriva legalismului. Dragii mei, când Biblia condamnă legalismul, condamnă dimensiunea rituală a legalismului. Sunt 3 dimensiuni ale legii lui Dumnezeu. Este legea rituală, este legea morală și este legea caritabilă. Acestea sunt cele 3 legi divine. Legea morală înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să nu-L ofensezi. Legea caritabilă înseamnă să-L iubești pe aproapele și să-L ajuți. Legea rituală era metoda prin care Dumnezeu rezolva problema păcatului, pentru că de când a păcătuit primul om, noi avem o problemă, problema păcatului. Ca să respirăm și să trăim, că plata păcatului este moartea, trebuie rezolvată problema păcatului. Și în vechime au fost introduse aceste ritualuri la templu pentru ca să rezolve problema păcatului poporului evreu. Și acum când a venit Domnul Iisus Hristos, El a înlocuit toate aceste ritualuri, pentru că El a fost jertfa dată de Dumnezeu odată pentru totdeauna. Și legea rituală a fost abrogată, nu pentru că n-a fost bună, dar ea și-a îndeplinit menirea în dispensațiunea ei. A venit dispensațiunea Harului, când toate ritualurile sunt împlinite în Hristos. Și noi nu mai aducem miei ca jertfă, noi mai facem alte lucruri, pentru că ritualul nostru este Hristos. Pavel în Galateni și în toate epistolele unde vorbește împotriva legalismului, vorbește împotriva iudeilor care umblau din loc în loc, încercând să reintroducă ritualurile, tăierea împrejur, sabatul și așa mai departe. Dar în ziua de astăzi suntem într-o confuzie și cum îi spui la unul să îmbrace mai decent, cum îi spui la unul să se poarte mai frumos, cum îi spui la unul, legalistule, legalistule, legalistule. Ce a făcut Domnul Iisus cu legea morală? A înăsprit-o. E mai îngustă. Și Domnul spunea, că de aici am pornit, ați auzit că în lege s-a zis să nu uciți, dar eu vă spun, dacă cineva îl urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ei, la tribunalele din lumea asta, nimeni nu te poate judeca pentru că urăști pe cineva. Dacă îi dai în cap, ajungi acolo. Legea Duhului de viață, legea Harului lui Hristos este mai aspră decât legile omenești și decât legea veche. De aceea, legea morală n-a fost abrogată, a fost înăsprită. Condițiile ei sunt mai severe. Nu mai trebuie să te duci să comiți imoralitate. Dacă doar te-ai uitat și ai poftit,
ești considerat un om imoral. Dragii mei, ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu legea caritabilă? A perpetuat-o, dar nu numai atât, s-a identificat pe sine cu toți cei care au nevoie de ajutorul nostru. A spus, de câte ori faceți bine cuiva, mie mi-l faceți. Iată de ce peste tot în epistole, cel mai mare legalist este Pavel, care ne spune să faci, să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Pentru că legea lui Dumnezeu te învață ce să faci. E un profesor care te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești, trăiești în veacul de acum cu cumpătare, neprihănire și evlavie. Știți ce este justiția lui Dumnezeu? Este oferta lui Dumnezeu de a plăti datoria în locul tău. Pentru că păcatele tale îți adună, spune Biblia, o comoară de mânie. Adică tu te duci să-ți plătești păcatele. Și suma este așa de mare că n-ai de unde să plătești. Și Domnul Iisus Hristos stă la ghișeul acesta al împărăției lui Dumnezeu și zice, n-ai cu ce să plătești. Nu, datoria e prea mare. O minciună mă costă eternitatea în iad. Și n-am cu ce să plătesc. Nu vrei să plătesc eu în locul tău? Și sunt oameni care spun, ba da, Doamne, te rog frumos, plătește în locul meu. Și Domnul Iisus Hristos îți plătește datoria și tu ești absolvit de această datorie, ăsta e harul. Dar vine câte unul și din păcate foarte mulți care spun, eu îmi plătesc singur datoriile, eu n-am nevoie să-mi plătești tu datoria. Eu vreau să trăiesc cum vreau eu și când voi ajunge la poarta raiului, dacă nu mă primește, mă descurc eu. Dragii mei, acolo nici românii nu se descurcă, vă garantez eu. Peste tot se descurcă românii, umblați după ei în toată lumea. Se descurcă de minune, e un popor de oameni descurcăreți. Dar păcatul te încurcă așa de rău că nimeni nu se descurcă la ghișeul eternității. Numai Hristos ne poate descurca. Și El spune, eu îmi plătesc datoria. Și Dumnezeu zice, bine, poftim în iad și plătește-ți datoria. Dacă El ar putea să-și plătească datoria, să zice că stă 1 milion de ani în iad. Că unii au inventat teologia purgatoriului, care e falsă. Și stă 1 milion acolo, arde până când s-arde păcatul din el și pe urmă se duce în rai și zice, Doamne, mi-am plătit singur datoria. Dragii mei, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că plata pentru un suflet și răscumpărarea pentru sufletul omului este așa de mare că nu se va face niciodată. De fapt, iadul este veșnic datorită faptului că oamenii care vor ajunge acolo nu vor termina niciodată de achitat datoria păcatelor lor. De-aia e veșnic. Îți asumi acest risc? Pavel vorbește despre judecată. Și acum, spuneam că Pavel era la mijloc. La mijloc, în mijlocul cetății Atena, în mijlocul Areopagului. Dar pentru că Pavel e slujitorul lui Dumnezeu și îl predică pe Dumnezeu, când le vorbește de creație, când le vorbește de grație, când le vorbește de justiție, Pavel se dă frumos la o parte și îl așează pe Dumnezeu în mijlocul Atenei. Îl așează pe Dumnezeu în mijlocul Areopagului. Care este reacția oamenilor? Păi unii îl batjocoresc, ca și astăzi. Sunt convins că în urma puținei mele puteri de a transmite un mesaj evanghelic în seara aceasta, vor fi unii care vor zice, ha, ha, ha. Și mă vor batjocori. Că port ochelari, că am păr alb, că sunt prea slab. Că dacă veneam cu 6 luni în urmă, mă condamnau altfel. Unii au batjocorit, alții au amânat, au spus cu privire la lucrurile astea, te ascultăm altădată. Dar au fost unii care au crezut și au trecut de partea lui Dumnezeu. Pentru că aici spune Biblia că Pavel a ieșit din mijlocul lor. Vă zic că Pavel a fost la mijloc. I s-a întărâtat Duhul și a dat seama că oamenii ăia au nevoie de Evanghelie. Și fiind în mijlocul lor, în Areopag, l-a adus pe Dumnezeu în mijlocul lor, vorbindu-le de Dumnezeu. Dar acum Pavel a ieșit, cu Pavel a ieșit și Dumnezeu, și cei care au trecut de partea lui, dacă el n-a mai stat la mijloc, și cei care au trecut de partea lui au plecat de la mijloc. Cine credeți că a rămas la mijloc?
la mijloc a rămas Atena și toți locuitorii ei și toți cei care erau în Areopag acolo și au ascultat Evanghelia. Dragul meu, în această seară, pentru scurtă vreme, au venit acești cântăreți minunați și au venit în mijlocul nostru. V-ați uitat la ei, i-ați admirat? Am venit noi și am împărtășit cu dumneavoastră un crâmpei din adevărul lui Dumnezeu. Dar când am făcut lucrul acesta, nu noi am fost la mijloc, că intenția noastră n-a fost niciodată ca noi să fim la mijloc, niciodată n-a fost intenția ca Ionescu să fie la mijloc, corurile și fanfarele să fie la mijloc, pastorii să fie la mijloc, credo să fie la mijloc. Singurul motiv pentru care noi venim la mijloc e ca să-L aducem în mijloc pe Dumnezeu. Dar acum se termină adunarea. Și ascultă-mă, la mijloc rămâi tu. Și vei rămâne la mijloc până vei trece de partea lui Dumnezeu. Stau și mă întreb în seara aceasta, câți dintre cei nemântuiți ajungi la mijloc, dându-și seama că sunt la mijloc, că trebuie să iau o decizie, renunță la batjocură, nu mai amână și vor să treacă de partea lui Dumnezeu. Stau și mă gândesc câți credincioși mântuiți care au auzit despre marea trimitere refuză să mai stea pe margini și se hotără să vină la mijloc ca în mijlocul unei asemenea lumi păcătoase să-L aducă pe Dumnezeu prin propovăduirea lor, prin televiziune, prin mass media, prin școli, prin tot ce se face în bisericile noastre, prin toate proiectele noastre. Pentru că, dragii mei, ca să ne scoată din mijlocul mâniei lui Dumnezeu, omenirea va sta la mijloc atunci când va veni mânia lui Dumnezeu aici. Fiul lui Dumnezeu a venit la mijloc, a venit între cer și pământ, a venit în mijlocul păcătoșilor, a fost răstignit între doi tâlhari, unul care s-a mântuit și l-a primit ca mântuitor pe Hristos, altul care l-a batjocorit. Și cuvântul lui a rămas la mijloc pentru ca să te scoată pe tine din lumea aceasta și să ajungi să fii cu Dumnezeu. Rugăciunea mea este, Doamne, mântuiește în seara aceasta măcar un suflet în locul acesta. Doamne, motivează măcar un credincios să se pună la treabă și să înceapă să-L slujească pe Dumnezeu cu lepădare de sine. Și mă rog pentru fiecare dintre noi, ne-am adunat într-o seară la un început frumos de toamnă, în locul acesta, toți împreună. Vedeți, unitatea produsă de Dumnezeu este frumoasă. Pentru că nu-i aduce doar pe oameni la un loc, nu-i aduce doar pe credincioși la un loc și ține 3 ore într-o sală. Unitatea aceasta este frumoasă pentru că nu aduce doar o comunitate și o televiziune, o misiune împreună să facă o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Unitatea aceasta este frumoasă pentru că vrea ca toți care suntem în seara aceasta aici, așa cum suntem sub același acoperiș în locul acesta, toți împreună să ajungem să fim și în raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin!